Doamna doctor, a trecut un an de pandemie, un an foarte greu, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru unitatea sanitară pe care o manageriați. Care este situația în acest moment și o concluzie așa în anul acesta care tocmai s-a încheiat? Din păcate, numărul cazurilor de COVID au început să crească din nou. În momentul acesta, în Spitalul Suport COVID se află 121 de pacienți, în condițiile în care cu o săptămână în urmă aveam un număr de 60-50 de pacienți. Cel mai puțin am avut 55-56 de pacienți. Acum suntem din nou pe un trend de creștere, din păcate. Cazurile sunt din ce în ce mai grave și este un semnal de alarmă să ne vaccinăm și să purtăm în continuare masca. Ce pot să vă spun după un an de pandemie este că este greu. Este greu pentru noi toți, este greu pentru personalul medical, este greu pentru pacienți, dar eu zic că ne-am descurcat în perioada asta cu bune și cu rele. Nimeni nu e perfect, dar am încercat să le oferim pacienților cât mai multe posibilități de tratament, cât mai multe posibilități de hrană și un suport psihic. Zicem că ne-a și reușit la un moment dat, în schimb și noi suntem speriați și noi suntem frustrați de ceea ce se întâmplă și noi trăim aceleași lucruri și trebuie să ne înțelegem că nici noi nu putem să fim întotdeauna cu zâmbetul pe buze. Câte paturi mai avem libere și care e situația de la ATI? În acest moment sunt 80 de paturi libere în Spitalul Suport COVID, iar în terapie intensivă sunt 12 paturi, din care 12 ocupate. Avem chiar și noi pacienți în spital în așteptare pentru un pat de terapie intensivă. Și nu se găsește pentru ei nici în altă parte. Știu că până acum cumva îi transferam în alte instituții sanitare care aveau locuri libere. În acest moment nu sunt paturi libere în terapie intensivă în țară. Suntem în al treilea val de infectare cu COVID. Se tot vorbește despre acest al treilea val, a treia etapă a acestei infectări. La modul de creștere categoric, da. Ce n-am făcut? Ce s-a întâmplat? De ce am ajuns aici? Ce considerați? Cum, sau ce feedback aveți de la pacienții care ajung la dumneavoastră și înțeleg cu cazuri destul de grave? Da, din păcate avem forme destul de urâte în momentul ăsta în spital. Sunt și pacienți tineri care fac forme din ce în ce mai urâte. Până acum vârsta de forme grave de COVID era undeva după 50-50 și ceva de ani cu comorbidități. În momentul ăsta avem și pacienți tineri fără comorbidități cu forme grave, cu afectare pulmonară destul de semnificativă, peste 50% afectare pulmonară la pacienți tineri. Considerați că ne-am relaxat în săptămânile astea când am avut mai puține cazuri? Categoric, da. Este un lucru firesc până la urmă și uman. Tocmai de aceea trebuie să nu ne relaxăm în continuare și să ne dăm seama că și vaccinați purtăm în continuare virusul, iar categoriile de oameni nevaccinate pot face boala în continuare. Avem și persoane vaccinate care s-au infectat sau reinfectat? Eu nu am avut în spital niciun astfel de caz, dar da, am cunoștință de persoane care au făcut, dar forme foarte ușoare. Mult mai ușoare decât cei care nu ar fi avut asimptomatic. Vreau să vă întreb despre tulpina britanică. Se tot discută despre o nouă tulpină care creează mari probleme chiar la nivel european, mondial, aș putea să zic. Am avut cazuri de genul acesta și cum se depistează? Din păcate, pentru a depista aceste tulpini, din păcate, da, noi nu avem posibilitatea să facem acest lucru. Este o investigație de genetică moleculară și se face la nivel de laborator de genetică moleculară. Noi nu putem face acest lucru în Spitalul Suport COVID și nici în laboratoarele cu care colaborăm. Dar că probabil avem această tulpină și printre noi. Categoric, tulpinile circulă, așa se îmbunătățește, între ghilimele, virusul. Din simptomatologie, un medic infecționist nu-și poate da seama cu ce fel de tulpină se confruntă. Nu știu dacă mă exprim tocmai... Nu, poate să-și dea seama de boală, poate să bănuiască, dacă vrem, dar nu poate să aibă o certitudine. Cum este personalul medical? Totuși, să trecem așa de la o... Când considerăm că deja situația se îmbunătățește, într-o săptămână de zile totul devine, practic, din nou foarte grav. Da, personalul medical este obosit mai mult psihic. Fizic facem față, așa, asta ne e până la urmă profesia, știm cu toții ce avem de făcut. Dar psihic, aseară, stăteam de vorbă cu una din asistentele din terapie intensivă care spunea că nu mai poate să vadă cazuri grave. Este și peste puterile noastre, suntem oameni până la urmă. Este complicat să-ți vezi semenii tot timpul în situații grave, iar boala asta parșivă și nenorocită
face ca omul să fie absolut conștient și coerent, să vorbească cu tine și să-l pierzi. Vi s-au întâmplat situații de acest gen? Da. Câte persoane au decedat până acum? 186. 186 din județul nostru. Nu, n-au fost numai din județul nostru, au fost 186 în unitatea, spitalicească, au fost și din Giurgiu și din Argeș decese. Care sunt recomandările dumneavoastră în acest moment pentru cetățeni? Pentru că, așa cum spuneați, de la o zi la alta crește numărul persoanelor infectate cu COVID. Să se vaccineze, să poartă masca, să respecte în continuare toate măsurile de distanțare, pentru că așa vom reuși să sperăm în final să scăpăm de această boală. Cum stați la capitolul materiale sanitare? Noi stăm bine și foarte bine, n-am avut niciodată sincope în ceea ce privește materialele de protecție și dezinfectanți. M-am zbătut, zic eu, să am tot ce-mi trebuie, personalul să nu aibă niciodată sincope, n-a avea cu ce să intre, sau dezinfectant, materiale sanitare, medicamente, alimente. Ne-am gospodărit. Avem și un proiect european în derulare, suntem în achiziție publică în acest moment pe această axă POIM, pe un proiect pe COVID strict. Și ce presupune acest proiect? Este de dotare a unității spitalicești cu mobilier, cu ventilatoare, cu aparate necesare diagnosticării, cu un PCR, cu un tomograf. Să sperăm că o să încheiem. Și stadiul este de achiziție? Este deja în SICAP achiziția, suntem în stadiul de achiziție, da. Cam cât ar mai dura dacă, nu știu, sau s-a stabilit? Conform procedurilor de achiziție, pentru că ne supunem legii achizițiilor, va mai dura cel puțin 30 de zile. Și nu putem să grăbim pe perioada asta a pandemiei în care... Nu, achiziția e aceeași, nu s-a schimbat. Și ca atare achizițiile le vom face așa cum sunt ele prevăzute în lege. Mai aveți și alt gen de proiecte care vizează spitalul? Da, mai sunt două proiecte în derulare ale primăriei vis-a-vis de spital. Unul este de reabilitare termică, iar celălalt de dotare al ambulatoriului. Și ele sunt tot în achiziție în acest moment. Dotarea ambulatoriului tot cu echipamente medical, moderne, mă gândesc. Da, cel puțin categoric. Mai... Da. Să e vorba de ecografe, de anumite aparatură pentru ginecologie, pentru laborator. Este un proiect destul de amplu pentru ambulatorul de specialitate și cel de reabilitare termică. Acesta în ce stadiu este cu reabilitare? Tot pe achiziție, așteptăm să iasă, în acest moment așteptăm să iasă acest avizul pentru construcție. Mulțumim!